sănătate și nu îl văd ca o persoană care neapărat vrea să obțină dividende cu orice preț. Deci mi se pare o persoană echilibrată, cu siguranță că sunt persoane mai potrivite, cu siguranță că sunt mult mai multe persoane nepotrivite pentru funcția asta, probabil până la urmă contează să vezi omul și să-l evaluezi în momentul când el începe să activeze și contează foarte mult, nu doar funcția de prim-ministru, contează foarte mult fiecare ministru și ministră care vine în guvern. Mulțumesc!